Dimineața. Cum am scris și pe chat, vă rog să-mi confirmați dacă se vede și se aude ok. Vă mulțumesc în primul rând că ați intrat așa de vreme la curs. Și din câte văd, lumea a început să intre. Vă rog să-mi spuneți și de pe YouTube dacă merge ok. Dacă este cineva. Bun, mulțumesc, Petru. Cum am vorbit și cu unii colegi la care am avut deja laborator, încercăm să învățăm și să înțelegem cum să facem aplicații mobile, așa la nivel, să zicem, de începător spre mediu. Astăzi ne propunem să discutăm despre, general, despre ce o să facem, iar ca și, să zicem, cerințe pe care le-am avea la acest curs, îi să știm să dezvoltăm aplicații folosind tehnologii, să zicem, orientate obiect, să înțelegem ce sunt tipurile statice, să mai fi folosit Android Studio, în general, să dezvoltăm aplicații pe platforme și limbaje moderne. Ca și noțiuni de bază, să știm să definim clase, să înțelegem și să definim metode. Cred că noțiuni pe care fiecare până acum le-am întâlnit în aplicațiile și laboratoarele pe care le-am făcut până acum. Cum am mai spus la laborator, nu ne bazăm efectiv pe anumite noțiuni care s-au studiat înainte. Vrem așa, în general, să cunoaștem detalii despre să zicem, terminologii și concepte care se regăsesc în limbajele studiate de până acum. Ca și bonus, o să vedeți că o să folosim destul de mult programare funcțională. Dacă știți ce e un Lambda, o să vă ajute foarte mult. Dacă nu, o să vedeți că ușor o să înțelegem. Folosim tot felul de funcții și construcții pe care limbajul ni le oferă. Și reactive programming, la un moment dat, dacă cunoașteți, o să regăsiți în exemplele pe care le folosim. Ca și opțiuni de dezvoltare, începând din 2007, Apple a lansat atunci cu așa ca și un, să zicem, un Waveshock, iPhone-ul, care era total diferit față de device-urile care erau disponibile până atunci pe piață. Google-ul lucra și el de câțiva ani, de prin 2006, își propuneau să lanseze și ei în 2007 un device, dar după ce au văzut ce a lansat Apple-ul, au amânat lansarea din cauza de la touchscreen. Deci ei nu aveau, nici nu s-au gândit la touchscreen, o opțiune pe care acum ni se pare că e esențială. Și din cauza aceasta au lansat lansarea până în 2008, când au introdus și ei o variantă de touchscreen. De atunci, foarte mulți, și până atunci, dar foarte mulți de atunci au încercat să intre și ei pe piață. Să zicem așa, jucător important este Microsoft cu Windows Phone, dar probabil, cum ați auzit de el, așa de rapid a și dispărut. Alți vendori importanți, poate ați auzit de unii, au încercat și ei să vină cu device-urile proprii. BlackBerry, la un moment dat, a fost un device de succes, mai ales pe segmentul de business. Dar, neavând funcționalitățile prezentate
de Apple și Google, încet, încet au pierdut din cota de piață. Și astăzi sunt aproape inexistente. Ca și opțiuni pentru noi, din cauza că Apple și Google cu iPhone și cu Android predominanți pe piață, o să facă parte și din topicul principal al cursului nostru. Iar ca limbaj de dezvoltare, Apple propunea în 2007 să se folosească Objective-C, un limbaj pe care ei l-au folosit de zeci de ani pentru a dezvolta macOS, iar Google a venit cu ideea, să zicem așa, care a prins foarte bine la public, să folosească Java. Aici probabil s-au auzit multe discuții, multe controverse. La un moment dat a fost și un proces foarte mare care acum de câțiva ani a început să se clarifice treaba. Ideea e că a prins foarte bine la public. Pe lângă aceste limbaje, ambele platforme oferă și suport pentru a dezvolta aplicații mobile și în C. Deci în C și în C++. O să discutăm despre ce îi diferit într-un curs anterior. Ce ne oferă limbajul C, să zicem, diferit față de Objective-C și de Java. Din cauza că dezvoltatorii deja, să zicem, erau obișnuiți cu limbaje de nivel înalt și din cauza că feedback-ul pe care l-aveau cei de la Apple era că pe Android dezvoltatorii folosesc concepte mult mai noi decât cele care se găseau în Objective-C. În 2014 s-a lansat oficial un nou limbaj pe care acum, să zicem, e limbajul recomandat de cei de la Apple pentru a dezvolta aplicații iOS, numit Swift, care a încercat să vină cu concepte de dezvoltare noi. În principal, ce au făcut ei, au luat tot ce dezvoltatorii, să zicem, iubeau la celelalte limbaje de nivel înalt, din .NET, din Java, din JavaScript, și au construit un limbaj nou care să fie special făcut pentru mobile. Objective-C, cum am zis, era un limbaj și este un limbaj care a fost folosit de zeci de ani pentru a dezvolta interfețe grafice pentru desktop. Swift vine deja cu concepte special, să zicem așa, arhitectate pentru mobil. Atunci când s-a lansat și în anii următori, foarte mulți din dezvoltatori au văzut ce înseamnă să fie limbajul conceput pentru mobil. Deci să nu fie un limbaj care are, să zicem, istoric de pe backend și de pe desktop. În 2017, destul de târziu, am zice așa, Google-ul anunță că limbajul Kotlin va fi suportat oficial pe platforma Android. Din câte am văzut la laborator, o parte din dumneavoastră a auzit de Kotlin. Asta e din cauza că în ultimii ani, foarte, foarte mulți dezvoltatori, mai ales de aplicații mobile, au fost atrași de funcționalitățile pe care le oferă limbajul. Limbajul este disponibil cu mult înainte de 2017. Foarte mulți dezvoltatori de aplicații mobile îl foloseau deja și a fost conceput de IntelliJ, de echipa JetBrains, mai bine zis, echipa care dezvoltă IntelliJ IDEA. Tot așa ca și Swift, ei au început mult înainte de Swift, o să vedem îndată. Au înglobat în acest limbaj ce au crezut ei că ar ajuta dezvoltatorii în munca lor de zi cu zi.
Nu neapărat pentru mobile, așa, în general. Ce am văzut până acum erau opțiunile pe care le avem pe platformele native, să zicem, deci pe iOS și pe Android, dar există foarte multe framework-uri care ne permit să creăm aplicații, așa zise, non-native, adică aplicații care rulează pe iOS sau Android, dar sunt scrise în alte limbaje decât ce propune Google-ul și Apple-ul. Și aici nu o să amintim toate framework-urile, deoarece sunt destul de multe, o să le amintim pe cele mai importante. Ionic, și acum, și chiar de la început, a avut o priză foarte mare la public, din cauza că a venit cu limbajul HTML5, deci ne permitea să scriem aplicații web care să ruleze pe aplicațiile mobile. Ele și astăzi sunt numite aplicații hibrid, din cauza că majoritatea au un engine care rulează în spate și traduce din limbajul intermediar, limbajul HTML, în cazul de față, în componente pe care aplicațiile mobile să le poată randa, să le poată folosi. Dintre framework-urile care au avut și încă au priză destul de mare la public, amintim React, scuze, Native Script, seamănă foarte mult cu React Native. A apărut în 2014, în 2015 Facebook lansează React Native. Pentru cei care știu React, cum am amintit la laborator, o să vedeți că e foarte ușor să faceți aplicații mobile în React Native. Avantajele pe care le au aceste două framework-uri față de ce am prezentat înainte, Ionic, e că aici folosim JavaScript. În 2017, Google vine și el cu o alternativă pentru non-native, numită Flutter, și aleg să folosească ca și limbaj un limbaj nou numit Dart. Acum, foarte mulți s-au întrebat și atunci și acum pe forumuri, o să vedeți că mai sunt discuții din astea. De ce a mai venit Google cu un nou limbaj, cu un nou framework? De ce nu alocă toate resursele spre Android, să zicem? Mai mult, o să vedeți la un curs viitor, o să discutăm despre un nou sistem de operare pe care Google îl dezvoltă pentru device-uri mobile, numit Fuchsia. Și foarte mult și atunci, în 2017 și acum am zis, se întreabă de ce investește Google în atâtea alternative în loc să își mențină focusul pe Android. Răspunsul oficial de la ei e că încearcă să ofere alternative tuturor dezvoltatorilor. Prin Flutter, echipa care a dezvoltat Flutter încearcă să ne ofere o alternativă la framework-urile existente de până acum pe partea non-native. O să vedeți mai multe detalii despre Flutter în cursurile care urmează și beneficiile, avantajele și dezavantajele o să le discutăm chiar astăzi. Aplicațiile acestea se mai numesc aplicații compilabile sau compiled apps, din cauza că, spre deosebire de Ionic și Cordova, să zicem, aici engine-ul respectiv, tot avem un engine care interpretează la unele dintre ele, de exemplu la Native Scripts și la React Native, avem un engine care rulează pe device și oferă parte de bridging dintre platforma nativă și aplicația noastră. Flutter cu Dart
vine cu un concept nou și fac această comunicare între nativ și aplicație la compile time. Se compilează totul nativ. O mare parte din, să zicem, aplicație, partea de UI, partea de interfață grafică și la React Native se compilează în componente și se folosesc componentele native. La Flutter, ce au venit ei diferit, e că se compilează tot în nativ. Deci pe Android se compilează totul în bytecode de Java, iar pe iOS în bytecode de Objective-C la început. Acum au schimbat și se compilează în Swift, obiecte Swift. Ca și, să zicem așa, apariție temporală, după 2007 v-am zis, a apărut Android în 2008, Ionic în 2013, Swift și Native Scripts în 2014, React Native în 2015, Flutter în 2017, când la Google I/O au anunțat că se suportă oficial Kotlin ca și limbaj de programare pe Android. Dar Kotlin, cum am zis, era dezvoltat de echipa de la JetBrains mult înainte de 2017, din 2011. Și deja majoritatea produselor lor sunt scrise în Kotlin. Deci putem zice că Kotlin e un limbaj care a fost și este folosit cu mult înainte de framework-urile discutate până acum. Dar tot iOS și Android rămân platformele principale. Și acum, pentru noi, dilema e să discutăm și să vedem ce ar trebui să studiem noi, care e, să spunem așa, direcția pe care să mergem. Să învățăm Objective-C, să învățăm Java, să învățăm Swift, sau să ne bazăm pe ce știm de la HTML și să folosim Ionic sau JavaScript cu React Native, să învățăm Flutter, Dart sau Kotlin. Am pus aici un link, vă rog să intrați și să vă exprimați opțiunea dumneavoastră, totul contează și am să țin cont de ce ziceți. Vă rog să-mi confirmați dacă reușiți să intrați pe link. Mulțumesc, Răzvan. Se pare că merge linkul. O să așteptăm 30 de secunde sau un minut până când reușește cât mai multă lume să voteze. Mulțumesc, Elena, pentru confirmare. Pentru a putea lua o decizie, cred că cel mai bine ar fi să evaluăm oarecum soluțiile. Și acum, din cauza că nu avem o metodologie, eu propun niște metrice aici care să le folosim în a lua această decizie. Prima metrică ar fi chiar sloganul pe care cei de la Java l-au folosit când au introdus limbajul Java, adică să scriem odată și să folosim peste tot. Write once, use everywhere.
Dacă evaluăm framework-urile discutate până acum, de Ionic cu HTML, cu limbajul HTML, putem spune că e cel mai aproape de ce propunea Java, adică să scriem o singură dată și să folosim peste tot. Deja știm că putem face aplicații web care să fie folosite și pe desktop, pe mobile, avem browser, deci se poate. Petru ne întreabă dacă React Native e mai simplu decât Ionic. React Native merge împreună cu Ionic acum. Deci un produs, o să discutăm la laborator la un moment dat și o să vă arăt cum React Native folosește Ionic în spate. Dacă evaluăm Swift și Java, pentru a produce aplicații mobile, în contextul ăsta discutăm, aici trebuie să scriem de două ori același business logic, aceeași aplicație. Odată pe Swift, odată pe Android. Nu putem ușor să refolosim codul. Deci, ăsta e un dezavantaj aici la partea nativă. La Kotlin, premiza și o să discutăm la un curs viitor, o să vedeți, se fac eforturi foarte mari să putem rula aceeași aplicație pe ambele platforme. Dar încă nu am ajuns chiar acolo. Sunt pași foarte importanți față de acum 2 ani și față de anul trecut s-a avansat foarte mult și Google și industria în general, JetBrains, cum am zis, ei sunt dezvoltatori din spate de la Android Studio și de la IntelliJ IDEA, mută foarte mult lucrurile spre a atinge scopul acesta, să avem același cod pe ambele platforme. Asta e din cauza că foarte multe echipe de dezvoltare, foarte multe produse și-au dat seama că e foarte greu să menții aceeași aplicație la cerințele pe care le au utilizatorii, la ritmul în care apar noile versiuni de sistem de operare în ambele variante. Și atunci se încearcă să se vină cu o alternativă care să meargă pe ambele platforme. React Native, cum am zis, de la bun început au avut acest gol, acest deziderat. Și cam la mijloc. Deci sunt lucruri pentru, să zicem, aplicații de nivel mediu pe care le scriem o singură dată și rulează pe ambele platforme. Dar când discutăm despre senzori, despre anumite componente hardware sau interacțiuni care nu se regăsesc, să zicem, în ambele platforme, atunci nu putem ușor să dezvoltăm, să folosim același cod pe ambele platforme. Sunt, să zicem așa, moduri, putem scrie plugin-uri pe care să le integrăm cu React Native și să ne ajute să folosim senzorii de pe ambele platforme, dar nu-i cod comun. De asta am zis că aici, cam la mijloc, am încadra framework-urile astea. Flutter, spre deosebire de ele, din cauza că se compilează totul nativ, au acces nativ la ce se oferă. Și aici nu-i chiar aproape de write-once, din cauza că tot trebuie pentru anumite lucruri, cum ar fi, să zicem, acces la componenta NFC, să spunem. Ne trebuie un plugin separat, dar din ce în ce mai mulți dezvoltatori creează aceste pluginuri care să fie disponibile pe ambele platforme. Deci se apropie mult de write once. Acum e foarte greu de cuantificat dacă Kotlin multiplatform îi peste Flutter sau înainte de Flutter, din cauza că se dezvoltă activ. Din câte am văzut, și o să vedem la un curs viitor, aș îndrăzni să zic că a depășit deja capabilitățile pe care le are Flutter. Dar
Deocamdată zicem că sunt destul de asemănătoare și cam în același range. Altă metrică ar fi cât de mult sau cât de repede am putea să învățăm conceptul și apoi să-l aplicăm peste tot. Aici, din păcate, ca și la metrica precedentă, pentru aplicații native trebuie să învățăm concepte noi pe ambele platforme. Deci trebuie să ne familiarizăm cu ambele platforme, să învățăm de două ori. Kotlin se situează mai spre stânga, din cauza că, v-am zis, aici, odată ce știm, atunci putem să folosim peste tot, dar durează un pic până învățăm ce propune Kotlin ca și limbaj și mod de interacțiune pentru multiplatform. JavaScript, majoritatea știm din liceu deja, deci putem să zicem că Ionic deja se află acolo. La fel putem spune și despre React Native și Native Scripts, dacă știm deja React și să spunem JavaScript. Flutter l-am încadrat tot aici, deși e un limbaj nou. O să vedeți că e o combinație între Java și JavaScript și se învață foarte ușor. Ca și, să zicem, ce oferă framework-ul și limbajul. Și asta e un lucru foarte important, că poate să fie ușor de scris, ușor de folosit, dar dacă nu ni se oferă mai nimic ca și componente, ca și building block, să zicem, e foarte greu. Și aici începe să se vadă avantajul în a folosi o platformă nativă. Avem acces la tot ce oferă platforma, în plus, toată lumea construiește pe platformele respective. Aici găsim toate componentele, găsim librării care ne ajută să accesăm senzorii și ce oferă device-urile noastre. Ionic cu componentele, mai ales în acum că e integrat cu React, e aproape, dar nu e acolo. Sunt componente din HTML pe care putem să le folosim, care pot fi să zicem, un bun start pentru aplicații. Din păcate, la React Native, deși împreună cu Ionic, să zicem, s-ar muta în partea stângă, React Native singur nu oferă aproape mai nimic ca și componente. Deci trebuie să folosim neapărat cu ceva ca să putem să fim cât de cât productivi. Native Scripts îi undeva la mijloc. Ei au dezvoltat e o echipă foarte mică, dar au dezvoltat foarte multe componente. Și de asta e undeva la mijloc. Flutter folosește Material Design ca și componente de UI și este peste Native Scripts. Deci aici ne apropiem destul de mult pe partea de interfață grafică, suntem la același nivel cu aplicațiile native, dar pe partea de, să zicem, de business logic, pe partea de componente arhitecturale, aici încă se mai lucrează. O altă metrică importantă o reprezintă ecosistemul. Ce fel de resurse sunt disponibile pentru noi pentru a ne familiariza cu limbajul și cu modul de lucru. Aici, încă o dată, partea nativă îi, să zicem așa, markerul principal. Totul e disponibil în platforma nativă. Google-ul și Apple-ul propun API-uri și componente și
ce suportă device-urile, prima dată o să apară în partea nativă. Toată lumea încearcă să facă aplicații pe partea nativă și toată comunitatea e centrată pe partea nativă. În Ionic e o comunitate destul de mare, mai ales, cum v-am zis, de când sunt împreună cu React, și încet, încet duc și comunitatea React spre, să zicem așa, uniformizează și documentația cum e scrisă și modul de interacțiune să ajute noi membri. Din păcate, Native Script, cum am zis, e o echipă destul de mică și probabil nu au resurse să construiască și să ofere același nivel de suport și resurse pe care ceilalți le oferă. Flutter e relativ nou. La început erau cam ca și Native Script, dar în ultimul timp Google a investit foarte mult și îs cam la nivelul lui Ionic și React Native. Poate un pic peste. Ca și popularitate, și aici ca și popularitate am folosit ca și metrici, adică pentru a stabili la metrica asta cam unde să le situez cerințele sau joburile oferite în platformele studiate până acum. Cele mai populare și cele mai căutate sunt platformele native și acum din 2017 încoace se caută pe Android Kotlin cel mai mult, nu Java. Și pe iOS nu Objective-C, ci Swift. V-am spus, de când au lansat Apple Swift, au recomandat să se folosească Swift în continuare și suportul pe care îl oferă e centrat pe Swift. La fel a început să facă și Google, dar Google face din 2019 accentuat mai puternic să se folosească Kotlin. Dar industria asta cere. Și programatori de Android în limbajul Java sunt destul de căutați, foarte multe listing-uri cu joburi, multe nici nu precizează limbajul și presupun că trebuie să știi Java. La Kotlin, acum în ultimul timp, încep să specifice că vor neapărat Kotlin. Ionic cu React Native e undeva la mijloc. Din cauza că chiar acum 2 ani și anul trecut, din păcate, chiar Facebook, dezvoltatorul din spate de la React Native, au renunțat în a folosi React Native la anumite produse de lor, cum ar fi Messenger-ul. Și atunci aceasta a transmis un semnal foarte puternic către piață și a scăzut mult din popularitate. Native Script de la bun început a fost destul de slab cerut. Majoritatea îl văd ca fiind un framework pentru aplicații Hello World, să testeze numai idei sau concepte, nu pentru a lansa efectiv aplicații. Flutter-ul inițial era tot așa văzut, că un framework care ne permite să facem aplicații mici, dar Google a investit foarte puternic, a atras dezvoltatori foarte mari, cum ar fi Alibaba în China, o aplicație care se zice că ar avea cei mai mulți utilizatori mobili de pe planetă. Și ei folosesc Flutter în spate. Foarte multe aplicații de genul ăsta au trecut și folosesc Flutter, fiind încurajați de Google și de ecosistemul pe care Google l-a construit. Ca și performanță, un lucru foarte important, trebuie să discutăm. Pe degeaba ne oferă tot felul de funcționalități dacă sau dezvoltăm ușor aplicațiile, dacă apoi experiența pe care o au utilizatorii noștri nu se ridică
la nivelul așteptat. Aici se vede o diferență foarte mare între, să zicem, Ionic și platformele native. Kotlin, Java și Swift rulează nativ pe platforme, deci prin ele se oferă benchmark-ul. Ei stabilesc ce se poate și cât de rapid se poate acolo. Ionic, din păcate, rulând totul cu un engine, interpretând, nu are cum să ajungă la performanța respectivă. React Native, spre deosebire de varianta inițială de Ionic, acum combinate și Ionic folosind React Native, o să preia deja din avantajele astea. Cum am zis, componentele de UI toate rulează nativ pe React Native și atunci cel puțin partea de interfață utilizator oferă o experiență nativă. La fel și la Native Scripts, scuze, aici trebuie menționat că din cauza că Flutter, cred că am sărit peste ce vroiam să zic, din cauza că Flutter compilează totul în cod nativ, se apropie foarte mult de partea nativ. Și acum sper că cât mai mulți dintre voi au reușit să voteze. Aș vrea până atunci să discutăm și până să vedem rezultatele votului, să vedem ce am folosit în anii trecuți. Tot așa am votat. La început am folosit, chiar înainte să apară Flutter, foloseam React Native, iar pe Android am folosit Java. În ultimii 3 ani, pe partea non-native, am trecut și am folosit Flutter. Chiar la început, când am început să folosim, încă nici nu era clar când o să fie stabil. Era în beta, dar din 2019 deja avem variante stabile, am ajuns deja la varianta 2.5. O să discutăm mai mult despre asta mai încolo. Iar din 2018 folosim Kotlin pe partea de Android. Răspunsurile din 2018 erau cam așa. Deci peste 70% din studenți folosesc un sistem de operare Windows, iar Mac avem mai puțin de 20%. Am avut mai puțin de 20%. De ce am avut întrebările astea? Pentru a dezvolta aplicații pentru iPhone, trebuie să avem un sistem de operare de la Apple, macOS. Deci nu putem să creăm aplicații mobile pentru iPhone, pentru iOS și pentru iPad și Apple Watch, decât dacă avem o mașină de dezvoltare care să ruleze macOS. Din cauza că Apple încearcă să controleze cât mai mult ecosistemul. Din păcate, pentru noi, asta e o consecință destul de gravă, că nu toți avem acces la mașinile de dezvoltare Apple și atunci focusul nostru și atunci, și o să vedeți probabil și la rezultatul de astăzi, ne fac să tinde mai mult spre Android, care poate fi dezvoltat indiferent de ce mașină de dezvoltare avem. Ca și, să zicem, limbaje de programare pe care studenții din 2018 și-l doreau să-l folosească sau să învețe, predominant vedem aici că e Java.
cu Kotlin, deja, cum am spus, din 2017, când Google a lansat oficial Kotlin, au început să apară foarte multe știri, foarte mulți influenceri pe segmentul acesta au început să vadă avantajele în a folosi Kotlin și s-a transmis până și la studenții noștri că ar fi important să învățăm Kotlin. Apare și Dart. Aici vedeți că sunt destul de fragmentate răspunsurile. Mulți care cunosc deja, să zicem, alte limbaje ar fi preferat să folosească aceleași limbaje. Apar și unul, două răspunsuri cu Xamarin, framework dezvoltat de Microsoft, care se bazează pe C Sharp. În 2019, distribuția se cam păstrează, tot peste 70% de utilizatori de Windows. Procentul de Mac e un pic mai mare față de 2018, dar e tot acolo. Ca și opțiuni de limbaj, aici vedem un pic mai clar lucrurile, deci nu mai avem așa fragmentare la, să zicem, limbajele care erau disponibile pe non-native, dar apare și Lisp. Am avut un iubitor de Lisp care ar fi vrut să folosească Lisp în a dezvolta aplicații mobile. În 2020, anul trecut, probabil ați observat că au crescut tare mult numărul de studenți care au prezentat feedback. Asta e probabil și din cauza că nu aveam cursul de la 7 jumate, cum avem acum, din păcate, dar proporția mai mult aici crește, deci se păstrează, să zicem, oarecum discrepanța uriașă între Windows și Mac. Ca și răspunsuri de limbaj, Kotlin devine predominant față de celelalte limbaje. Am uitat să precizez aici, procentele acelea nu ajung la 100% din cauza că, după cum ați văzut, probabil se pot alege mai multe variante. Dar Kotlin, Java, Swift, Flutter devin predominante aici. Deja studenții au început să audă de Flutter, cum am spus, foarte mult Google a investit în acest framework. Și acum o să schimbăm un pic scena de aici. Să vedem răspunsurile de astăzi. Vă rog să-mi confirmați dacă puteți vedea. Acum le văd și eu prima dată. Se pare că avem destui studenți care au răspuns, deci o să putem lua în calcul și răspunsurile din anul acesta. Avem 92 respondenți. Din păcate, sau din fericire, nu știu, se păstrează procentul, ba mai mult crește. Avem aproape 90% din utilizatori Windows și, să vedem, 5 utilizator de Mac și 5 utilizatori de Linux. Ca și device-uri, 31% din noi folosesc iPhone și restul folosesc Android. Aici e un procent destul de mare față de ce am avut până acum și din păcate e destul de alarmant din cauza că sau nu neapărat alarmant, dar creează o problemă. Pentru a dezvolta, cum am zis, aplicații iOS pentru iPhone, trebuie să avem și sistem de operare macOS. Cum am văzut din rezultatul precedent, doar 5 din cei 29 de aici au acces la un sistem de operare care să le permită să dezvolte aplicații pentru iPhone. Și din păcate, restul
nu pot să fac o aplicație ușor. Se pot instala mașini virtuale, dar merge foarte greu. Nu pot să fac o aplicație care să ruleze nativ pe device-ul lor. Și atunci, pentru restul de aici, le recomand să folosească tot Android Studio și Android pentru a dezvolta aplicații. Bine. Ca și limbaje, se pare că se păstrează tendința de anul trecut. Aproape 60% vă doriți să studiați Kotlin. Avem și ca și preferință tot Java, Flutter 40%, JavaScript 30%. Da, deci se păstrează cam cum era și până acum. React Native, din păcate, sper că nu v-am influențat. O să mă uit și la timpul în care s-a răspuns, să văd dacă a fost influențat sau nu. Dar se pare că se păstrează tendințele. Bun. Mulțumesc pentru răspunsuri. Pe baza răspunsurilor din anii precedenți, am decis să folosim Kotlin pe Android și Flutter pentru multiplatform. După cum am văzut și rezultatele de anul acesta, vom menține alegerea asta. Acum, foarte multă lume și-a exprimat votul, așa am făcut și în anii precedenți. Iar aici vă arăt ce chiar s-a folosit la examen ca și framework și limbaj. Și vedem că 40% au folosit Kotlin în 2019. Am statistici și dinainte, dar nu cred că e relevant, că o să vedeți că se păstrează proporțiile. După cum am văzut și la prima impresie, ce ar vrea utilizatorii să folosească, se cam păstrează de la an la an. Și aici, la examen, se păstrează proporțiile. Deci în 2019 Flutter și Kotlin erau dominante și în 2020 a fost la fel. Ba mai mult, au crescut procentele un pic. 40% din utilizatori au folosit Kotlin, 35% Flutter. Am avut cam de regulă avem până în 15% React Native, Java și Swift nesemnificative, de regulă sub 10%, sub 5% chiar. O altă metrică ar fi distribuția notelor în funcție de limbaj. Și aici avem medii. Sunt influențate destul de mult, după cum am zis și la laborator, de un procent destul de mare de utilizatori care, de studenți, care din păcate, o să vedeți, o să discutăm despre ce se dă la examen, nu reușesc să treacă de 5, de nota 5 la examen. Și atunci, per total, aici avem mediile și vedeți că sunt destul de corelate. Deci nu prea contează limbajul pe care îl alegem. Notele sunt cam acolo. În 2019, până în 2019, am avut pentru toate limbajele prezentate aici utilizatori care să folosească framework-urile respective. În 2020, anul trecut, nimeni nu a folosit Swift la examen, de asta nu apare. Anul ăsta, după cum am zis, o să folosim Kotlin și Flutter. Și acum, ca și de ce am alege Kotlin. Cum ziceam și inițial, e un limbaj modern. A moștenit foarte mult de la Java și a fost influențat mult și de, să zicem așa, de conceptele care se regăsesc în C-Sharp. În timp, Google-ul și JetBrains plus comunitatea mare care din 2011 tot crește, au mai introdus concepte. Deci,
destul de dinamic menținut limbajul, se schimbă destul de mult în sensul că se adaugă funcționalități, ca și stabilitate de API, să zicem, pentru noi, pentru dezvoltatori, JetBrains a avut grijă să fie stabil și au încercat să nu, să zicem, ia decizii care să ajungă apoi să ne forțeze pe noi să trebuiască să reînvățăm drastic anumite lucruri. Mai renunță și ei la anumite API-uri, dar investesc foarte mult în design și în cercetare pentru a preveni, să zicem așa, o experiență de nedorit pentru programatori. Din 2017, cum am zis, îi oficial suportat de Google pe Android. Mai nou, cum ziceam, și Google-ul și JetBrains investesc puternic pe partea de multiplatform, ca și constrângeri hardware, să zicem, trebuie să folosim Android Studio cel puțin versiunea 3. Acum deja s-au schimbat și cum se numerotează Android Studio, e cu ani deja, nu mai e cu un întreg. Majoritatea o să îndeplinim cerințele astea. Și acum, nu pot zice că e un avantaj, dar e un bonus, să zicem. Deci dacă în Java am avea un obiect din ăsta așa simplu, un POGO, să spunem, în care menținem temperatura. Să spunem că avem un obiect acvariu în care avem un field, printre altele, de temperatură. Pentru a, să zicem, utiliza acest obiect, ne trebuie cel puțin metodele prezentate de aici. Un getter, un setter și pentru debug trebuie să includem câmpul respectiv în toString. Bineînțeles, putem avea mult mai multe câmpuri și cerințe pentru inițializare, dar ca să menținem exemplu scurt, le-am eliminat de aici și folosim un singur câmp. Dacă ar fi să traducem totul în Kotlin, se traduce într-o singură linie. Ba mai mult aici și avem, să spunem, un pic mai mult decât am văzut precedent, din cauza că oferim și o valoare default, acel egal cu 0, zice că parametru temperatură de la constructor, deci aici definim și fieldul, să zicem, câmpul din obiectul nostru, temperatură, dar îl și inițializăm cu 0 și îl facem să fie opțional. Deci dacă nu o să precizăm valoare pentru el la constructor, o să aibă valoarea 0. În spate, tot ce am văzut pe partea de Java o să fie generat automat de compilator pentru noi. Adică o să avem getter și setter din cauza că e var. Deci e o variabilă, atunci o să avem și metodă de setare de valoare. Dacă era val, valoare, atunci aveam numai getter. Puteam să preluăm valoarea respectivă. Din cauza că e var, atunci e variabilă și avem și setter. Mai mult, ni se generează și metoda toString, hashcode și equals pentru clasa pe care am definit-o noi aici. Deci elimină foarte mult din codul care, să zicem, îl aveam de menținut noi ca și dezvoltatori, se elimină prin generarea acestui cod pentru noi. Acum, nu știu dacă ați participat sau știți, Stack Overflow, sigur îl folosiți și ați auzit de el,
Dar Stack Overflow în fiecare an face câte un sondaj între utilizatorii lui. Anul trecut, acesta este sondajul de anul trecut, clasa Kotlin în top 10 limbaje dorite. Deci aici răspunsurile programatorilor care nu folosesc limbajele prezentate în top, dar și-ar dori să folosească. E un procent destul de semnificativ, 8% din cei care nu folosesc, dar și-ar dori. Și vedem că cel mai dorit, astea se tot schimbă. Dacă o să uitați, iau și istoricul din anii precedenți și o să vedeți că se tot schimbă de la an la an, dar Kotlin-ul în ultimii 3 ani apare tot timpul în top 10. Acum, altă metrică pe care o expun cei de la Stack Overflow e cât de iubit sau de urât e limbajul de către programatorii care chiar îl folosesc. Deci aici 61% aproape mai mult de 60% din utilizatorii de Kotlin iubesc ce propune limbajul respectiv și, să zicem așa, comparativ cu alte limbaje, stăm destul de bine. Cel mai dorit de câțiva ani, în ultimii 5 ani, sau 6, scuze, în ultimii 6 ani, Rust îi în top. Lăsați-mi un comentariu aici dacă opiniile voastre se suprapun la ce concluzie au ajuns cei de la Stack Overflow. După părerea mea, un motiv foarte important în a alege Kotlin îi chiar tendința asta pe care Google-ul și JetBrains o impun și asta a fost venită ca și cerință din industrie. Cum am zis, majoritatea dezvoltatorilor de aplicații mobile ar vrea să aibă o singură echipă care să dezvolte aceeași aplicație pentru ambele platforme. Din păcate, folosind, să zicem, soluțiile non-native, implică costuri și penalități de performanță, cum am spus, iar Google-ul și JetBrains încearcă să elimine cât mai mult dintre acestea, propunând în a folosi Kotlin pe ambele platforme. Mai mult, aici vedeți din graficul respectiv, au creat compilatoare și plugin-uri pentru a dezvolta aplicația și pe aplicații din același cod și folosind JavaScript ca și engine, să zicem, de compilare, de să le traducă în aplicații web sau în aplicații native folosind Java, cum se face pe Linux, pe Mac și pe Android. De asemenea, din 2019 au început să lucreze la un modul numit Kotlin Native, care ne permite să scriem același cod și să creăm aplicații pe nativ, pe Windows, Linux și Mac. Deci are potențial foarte mare și o să vedem într-un curs viitor cum putem să scriem sau să folosim același cod pentru a crea aplicații mobile, nativ și web și să share-uim mai mult de 80% din cod pe toate aceste platforme și să avem o experiență nativă pe fiecare din platformele respective. Acum, dacă o să vă uitați, o să vedeți că sunt o grămadă de rapoarte. Aici prezentăm ce zice Google-ul. Ei zic că din cele mai folosite aplicații de pe Play Store, de la ei,
un procent foarte mare nu au publicat date oficiale. La ultimul Google I/O care s-a ținut fizic, am discutat cu niște dezvoltatori de la ei din echipă și ziceau că procentul e undeva pe la 70-80% din aplicațiile din top 100 din Play Store folosesc deja Kotlin. Deci lumea încearcă să beneficieze de avantajele pe care le duce limbajul și modul ușor de a dezvolta. Acum, ca să justificăm de ce am alege Flutter, dacă ar fi să zicem să discutăm strict între Flutter și iOS și React Native, nu aș putea să zic că Flutter îi mai bun. Deci, inițial, când am făcut schimbarea și propunerea la curs să folosim Flutter, atunci, da, puteam spune că Flutter ne ajută să dezvoltăm mai ușor aplicații din cauza că React Native, ca și acum, de fapt, nu, Facebook-ul nu oferă foarte mult suport la tool-urile sau nu întrețin foarte mult tool-urile pe care le dezvoltă. Dar în ultimii ani, trebuie recunoscut, comunitatea a contribuit foarte mult și au ajuns că se dezvoltă destul de ușor și în React Native. Și de asta zic că n-aș putea acum să zic că putem dezvolta mai ușor aplicații în Flutter față de React Native. Aici avem câteva din avantajele pe care le expun cei de la Flutter în a atrage utilizatori. Hot Reload se regăsește și la React Native, ba mai mult, React Native a fost cei care au propus prima dată conceptul acesta, adică să putem scrie codul și la salvare să ni se reflecte modificările în aplicația gata pornită în debug. Cu ce vin diferit cei de la Flutter față de alte framework-uri non-native, să zicem, îi că de la bun început au folosit Material Design de la Google, deci au moștenit o grămadă de componente pe partea de interfață grafică. Un concept interesant e că totul este widget, adică tot ce facem noi sunt componente de UI. Și o să vedeți, avem două mari tipuri de componente, cu stare și fără stare. Și spre deosebire de, să zicem, de React Native, aici putem să folosim foarte ușor teme care să customizeze interfața grafică specific pentru Android sau iOS. De regulă, dezvoltatorii de Flutter nu folosesc teme diferite și Google-ul de la bun început a încercat să impună dezvoltatorilor în a folosi branding-ul lor și în aplicațiile de mobile și să propage aplicația ca folosind stilul și brandul firmei pe ambele platforme. Dar, după cum știm, utilizatorii de iOS sunt obișnuiți cu anumite componente, cei de pe Android sunt obișnuiți cu alt mod de a interacționa cu anumite componente. Flutter-ul face transparent să zicem, rezolvarea acestor probleme. Chiar dacă folosim branding-ul, să zicem, propriu, componentele de bază o să aibă comportamentul așteptat de utilizatorii platformei respective. Cum am zis și când am prezentat metricile acelea de resurse, foarte mult comunitatea a investit și au dezvoltat foarte multe componente, pachete se numesc aici, în Flutter. Da, avem un comentariu aici de la Eddie, probabil. Ne zice că Hot Reload-ul merge mai decent decât la React Native. Din câte am văzut eu, similare, dar.
Probabil. Acum să vă spun drept, în ultimul an nu prea am mai folosit React Native. Dar merge foarte bine în Flutter. Flutter-ul, ca și arhitectură, să zicem, a fost dezvoltat de la bun început pentru a putea fi randat de diferite engine-uri, să fie compilat în, să zicem, modul nativ pe platformele pe care se dezvoltă. Și aici putem vedea că pe iOS și pe Android se folosește direct Canvas pentru a crea toate componentele de interfață grafică, iar pe web și, să zicem, pe alte platforme, mai nou, de la versiunea 2.5, trebuie să fac update la slide-ul ăsta, se translatează nativ, se compilează nativ și pe Windows și Linux și Mac. Ca și aplicații, cum am zis la început, Google-ul a investit foarte mult și s-a asigurat că multe din aplicațiile mari cu mulți utilizatori folosesc Flutter sau au încercat să-i convingă. Și aici v-am spus, AliExpress cu Alibaba au foarte mult din aplicația lor componente din aplicația lor sunt scrise în Flutter. Aici prezentăm ceea ce expun cei de la Google ca aplicații care sunt printre primele care au fost rescrise total în Flutter. Poate recunoașteți o parte din aplicațiile de aici. Google Assistant anul trecut au anunțat un device care are interfața scrisă în Flutter și mai nou, anul trecut au anunțat că folosesc ca și sistem de operare Fuchsia. Deci nu mai folosesc Android, înainte foloseau Android, acum folosesc Fuchsia. Ca și, să zicem așa, obiective pe care ni le propunem noi la curs, cum am zis la o parte din voi la laborator, ne propunem să înțelegem și să învățăm să dezvoltăm concepte de bază cu focus mai mult pe Android, pentru că asta e disponibil, dar o să încercăm și o să vedeți că la fiecare curs o să avem exemple și de aplicații iOS și aplicații multiplatform în Flutter, care să ne permită să dezvoltăm ceea ce dorim noi să facem pe ambele platforme. Cam aici se încheie partea teoretică a cursului nostru. Majoritatea cursurilor vor fi prezentate așa în două părți. Poate acum la cursul de astăzi e un pic diferit și partea teoretică are un procentaj mai mare decât partea practică. În partea practică, de regulă, o să prezentăm conceptele care le-am studiat în partea teoretică folosind aplicații. Deci o să încercăm să identificăm în aplicații care se folosesc în producție sau aplicații demo pe care le-am creat eu pentru a evidenția și a prezenta cum putem aplica ce am studiat în partea teoretică, efectiv, practic. Acum o să schimb un pic focusul și vă rog să-mi ziceți dacă vedeți ecranul bine. Aici avem Android Studio instalat și pornit. Ultima versiune de Android Studio Stable. Dacă o să faceți New Project, o să ajungem la o interfață de genul acesta, un wizard care ne permite să creăm o aplicație mobilă. O să alegem de aici, pentru astăzi, Empty Activity. Și studiem să vedem ce ni se propune aici ca și valori default. Deci stabilim un nume de aplicație.
Îi zice package name aici, pachetul, numele de pachet. Asta e foarte important că trebuie să fie un unic pe aplicație în store. Deci când o să vrem să punem aplicația noastră pe store, dar și pe device. Deci dacă facem două aplicații care folosesc tot com exemplu sau același pachet, o să vedeți că o să detecteze la partea de deploy și o să ne zică că deja avem aplicația respectivă și ne întreabă dacă vrem să o suprascriem sau nu. O locație unde să ne salveze aplicația pe care o facem, limbajul pe care vrem să-l folosim și după cum ați văzut, deja se propune Kotlin default. Până în 2017 aici aveam numai Java, nu, nici nu era drop-down să alegem, dar din 2017 apăreau amândouă și în ultimele versiuni din Android 3 au început să pună Kotlin default să fie. Următorul pas, următoarea selecție, îi nivelul de API. Adică aici trebuie să. Dacă până acum, să zicem, când dezvoltam noi aplicații web sau aplicații mobile, stabileam noi ca și dependențe ce versiuni de librării folosim, aici din start la aplicații mobile stabilim asemănător cu ce făceam la web, să zicem, sau la aplicații desktop, când stabileam anumite versiuni pentru librăriile care le foloseam, aici stabilim o versiune minimă pentru sistemul de operare pe care ne propunem să-l suportăm de către aplicația noastră. Ne oferă un pic de ajutor aici Android Studio și ne explică ceea ce o să însemne dacă alegem, să zicem, nivelul 15 de API. Adică peste 99,8% din device-urile care în ultimele 30 de zile au interacționat cu Play Store-ul. Deci o să putem face deploy și aplicația noastră o să poată fi folosită la peste 99,8% din utilizatori. Acum, tendința ar fi, sau de preferat, ar fi să putem face deploy la 100% din utilizatori. Dar asta vine cu un dezavantaj, că la fiecare incrementare de API s-au introdus funcționalități noi. Și dacă noi ne propunem să folosim, să acoperim 100% din utilizatori, să zicem, nu o să putem folosi feature-uri, funcționalități din ultimele versiuni de API. Și atunci ai o negociere aici. Ce ne dorim? Ne dorim să acoperim cât mai mult din piață sau să dezvoltăm cât mai modern și să avem acces la cei disponibil cât mai modern pentru noi. Google a identificat problema asta, deoarece majoritatea ar dori să folosească ultimele tehnologii și să acopere cât mai mult din piață. Și atunci au început să dezvolte librării companion care să ne ajute să folosim ultimele funcționalități și pentru versiuni mai, să zicem, mai vechi. O să discutăm despre asta la un curs următor. Ce ne propune ei ca și default e nivelul 29 și aici dacă ne uităm la 29 e Android 10, deci e versiunea precedentă de Android. Asta tocmai din cauza că, cum am zis, putem folosi o versiune cât mai aproape, chiar dacă, să zicem, acoperim numai aproape 10%, mai puțin de 10% din device-uri. Dar folosind acele librării companion care sunt compatibile cu versiunile anterioare, o să putem dezvolta o aplicație care să acopere cât mai mult din utilizatori. Noi o să folosim valoarea default de aici. Tot ce facem noi poate fi scris și în versiunile precedente. După cum vedeți,
Acum API level 16 e minimul pe care putem să-l alegem. Asta din cauza că Google în Store încearcă să mute utilizatorii și dezvoltatorii cât mai mult către ultimele versiuni. Să ne forțeze să ne facem update și la device-uri. După ce am stabilit limbajul și versiunea, ni se generează o aplicație. Durează un pic până se generează, dar de regulă e sub un minut, numai dacă, să zicem, nu ne merge bine internetul sau avem o problemă de configurare la Android Studio. Vă recomand să urmați pașii pe care echipa de la Android i-a expus când instalați Android Studio în a configura și să fiți atenți cum configurați, unde downloadați și unde se salvează Standard Development Kit-ul. Să știți de ele pentru a putea să configurați și Flutter, de exemplu, sau alte framework-uri care se bazează pe SDK-ul respectiv. Iar ce e important când instalăm, da, Răzvan, o să schimb fontul imediat să fie mai mare. Acum am vrut numai să discutăm despre ce se întâmplă și nu-i prea relevant fontul, dar când o să discutăm despre efectiv pe cod, schimbăm să fie un pic mai mare. Mulțumesc de reminder. Când instalăm la un anumit pas, o să fiți întrebați dacă doriți să folosiți emulatorul. Și aici cu cei care am avut laborator până acum și o să discutăm și cu restul la următorul laborator, recomandarea mea e așa, dacă mașina voastră de dezvoltare are peste 8 GB de RAM, atunci puteți să folosiți relativ decent emulatorul. Dacă e sub 8 GB de RAM, atunci eu vă recomand să folosiți un device fizic și să nu instalați deloc emulatorul. De asemenea, când instalăm emulatorul și odată ce avem instalat Android Studio folosind icoana aia care arată ca un telefon, putem să configurăm emulatorul. Aici o să ne apară o interfață de genul ăsta. Ce aș vrea să fiți atenți, că nu tot timpul e ales implicit, să alegeți o imagine, nu contează care din ele, dar să aibă aici badge-ul ăsta de Play Store. Bun? Din cauza că durează destul de mult și ocupă destul de mult pe disc o imagine din asta, nu o să o mai recreați. Și atunci o să aibă badge-ul ăsta de Play Store instalat. Asta înseamnă că are Google Play automat instalat în imagine și puteți folosi servicii Google. În rest, nu prea contează ce imagine alegeți, cum am zis, numai să aibă Play Store disponibil acolo. Bun, și acum, odată ce am generat aplicația, o să schimb view-ul ca să se vadă mai bine conturile de aici. O să mărim un pic conturile. Aici deja avem aplicația un pic modificată. Nu știu cum e shortcut-ul. Oh, sculețele mari. Așa. Shift, Command și Plus. Încercat așa. Văd că nu vrea. Rog să-mi ziceți dacă se vede mai bine.
Răzvan, te rog să-mi spui dacă se vede mai bine codul. Implicit, ce ni se generează e fără metodele astea de aici, după cum probabil ați observat cei care ați încercat să generați și voi. Mulțumesc! Ce am făcut eu aici? Am introdus niște metode care, după cum vedeți, apare keyword-ul ăsta override, adică suprascriem. On start, on resume, on pause, on stop, am pus și un breakpoint din greșeală, on restart și on destroy. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru a discuta despre ciclu de viață a unei aplicații și pentru a valida, să zicem, ceea ce expun în documentație ca și ciclu de viață echipa Android. Eu dimensionat un pic aici, sper să se vadă ok. Acum, ce sunt metodele astea? On restart, on resume și așa mai departe. Sunt niște callback-uri care ne permit nouă, programatorilor, să intervenim în ciclu de viață a unei aplicații. On start, după cum îi zice și numele, va fi callback-ul care se va apela și ne va permite să inițializăm resurse când aplicația pornește. Deci, dacă vreți, e un fel de constructor. On create este un callback care se apelează când se creează aplicația. Înainte de on create, asta o să vedem la cursul următor, ordinea callback-urilor de aici, trebuie să o inițializăm aplicația. Și acum se face diferențiere dacă se face restart la aplicație, adică dacă noi eram în aplicație, să zicem, am făcut un joc și ne jucam și la un moment dat ne sună cineva. Aplicația cu telefonul o să ne întrerupă, o să discutăm cu persoana respectivă sau îi închidem, să zicem, și revenim la aplicația noastră, la jocul nostru. Atunci on resume o să se apeleze. O să vedem la cursul următor de ce s-au făcut deciziile respective și cum ne ajută pe noi să reacționăm ca și aplicație la momentele respective. On pause se apelează de fiecare dată când aplicația noastră este întreruptă și chiar când ieșim din aplicație. Deci se apelează odată on pause și apoi on stop. On restart, când se detectează că s-a restartat aplicația, adică am intrat în altă aplicație și revenim, atunci se apelează on restart. On destroy este un callback care teoretic se apelează când se distruge aplicația. O să vedeți și la cursul următor și dacă încercați și voi să implementați callback-urile asemănător cu ce am implementat eu aici, o să vedeți că de cele mai multe ori on destroy nu se apelează. Deci zice și în documentație că e posibil să se apeleze și e recomandat ca acțiunile critice când terminăm o aplicație să se facă în on pause. Aici o să salvăm starea utilizatorului, să zicem, ecranul curent, ce a făcut ca să putem să-i facem resume pe când se întoarce. De asemenea, dacă avem fișiere deschise sau conexiuni la bază de date, în on stop o să le terminăm. În on destroy, de regulă, e ultimul pas în care o să ștergem cache-urile temporare care s-au făcut sau fișierele temporare. Asta e ultima resursă pe care ca și dezvoltatori o avem să curățăm ce am făcut. Dacă ne uităm ce ni s-a generat de către aplicație, cel mai important asset, să zicem, e acest fișier XML care îi zice Android Manifest și aici se configurează aplicația. Trebuie să schimb
conturile la tot. Acum o să le măresc tot așa. Dar la cursul următor o să folosesc fonturi mai mari peste tot, ca să vedeți mai bine. Deci aici, dacă vreți, e un fișier prin care configurăm metadata despre aplicația noastră, adică îi zicem numele aplicației, ceea ce am stabilit noi în Wizard apare aici, putem să schimbăm tema pe care o folosește aplicația, cum să arate icoana care se folosește pe ecran, în aceste două atribute, dacă despre astea o să discutăm la un curs viitor, dacă se folosește pe un device, dacă e suportat un device cu right to left, cei care scriu de la dreapta la stânga. Și apoi, partea importantă de aici, îi specificăm care e activitatea de start. Noi avem o singură activitate, o activitate este o componentă care descrie o interacțiune cu utilizatorul. Și aici, prima activitate care ni se generează este Main Activity și, după cum vedeți aici, în Indent Filter, îi specificăm folosind această acțiune că ar fi aplicația Main, că putem avea mai multe activități într-o aplicație, dar una singură o să fie Main. Și îi mai spunem că face parte din categoria Launcher, adică e aplicația care lansează activitatea care lansează aplicația în acțiune. Teoretic putem să avem mai multe activități de acestea care sunt Launcher și o să discutăm în alte cursuri să vedem în ce cazuri am avea mai multe aplicații. Pachetul pe care l-am stabilit când am generat aplicația e definit aici și, cum v-am zis, e important că ne asigură unicitatea pe device și în store. Deci asta s-a întâmplat în Android Manifest, în pachetul Android Manifest și apoi într-un director numit Java avem codul Kotlin. A rămas default, folosesc Java, se poate schimba să se numească Kotlin, dar, după cum vedeți, implicit se folosește Java. Codul care ni s-a generat e fără metodele astea de aici, deci numai onCreate și în onCreate se setează setContentView și ni se zice un ID de resursă, ActivityMain. Fișierul care e reprezentat de resursa respectivă se găsește într-un director numit layout din resource, de aici. Și are, implicit ne arată view un designer aici, dar putem schimba folosind butonul de aici să ne arate numai cod. E un XML, de fapt, în care descriem cum să fie puse componentele pe ecran. Dacă folosim designerul, vedem aici cu drag and drop, putem să tragem componente. Acum avem numai un text care scrie Hello World. Dacă ne uităm în în XML-ul nostru, aici o să vedeți că avem un text view și valoarea de la text view e Hello World. Asta e XML simplu, avem componente în care avem atribute pe care le setăm. Wrap content, la layout, la lățime, zice să folosească numai strict spațiul necesar pentru conținut, la fel și pe înălțime. Aici, din cauza că se folosește constraint layout, e o componentă de layout, dacă ați folosit, să zicem, Swing în Java sau în alte librării de UI, știți că avem componente de layout care ne specifică cum să se prezinte componentele pe ecran. Constraint layout e una dintre componentele cele mai avansate care sunt disponibile pe Android. Și o să vedeți că e foarte avansată față de ce ați folosit până acum
în alte framework-uri de dezvoltare pe UI. Aici zicem că vrem o poziționare relativă la părinte și marginea de jos, stânga, dreapta și sus. Astea le putem vedea dacă folosim designerul în modul acesta blueprint, ne arată care sunt ancorele și de cine se leagă. Bun? Deci, în main activity, folosind în onCreate, care e callback-ul care se apelează când se creează aplicația, folosind setContentView, stabilim un view, deci o componentă care să vizuală care să se prezinte la utilizator. Îi specificăm un ID. Aici o să vedeți că pentru fiecare entitate din directorul ăsta res, ni se generează automat, în funcție de locația subdirectorul care îl avem, ni se generează un identificator la obiectul acesta AR, resource. Resource, layout, activity main. Aici avem resource, scuze, layout, activity main XML, se preia numele fără extensie și ni se prezintă activitatea. Mai avem două pachete aici cu teste care ni s-au autogenerat, JUnit. O să discutăm într-o lecție viitoare despre ele. Anumite teste se rulează pe device, deci trebuie să avem conectat ori un emulator, ori un device fizic, cum ar fi acesta de aici. Și aici, în următorul pachet, care zice numai test, sunt unit test, clase de unit test normal, care se execută în IDE sau pe cloud. Deci nu au nevoie de device. În directorul resource avem un subdirector drawables în care se țin resurse de tip imagini, să zicem, exprimate ori ca și binare sau ca și XML în vectorial, cum ar fi genul la ce a selectat de aici. În layouts exprimăm cum vrem să fie componentele prezentate pe ecran. Mipmap sunt iară componente grafice, dar de data asta sunt folosite exclusiv pentru icoane, deci componente grafice mici. Iar în values aici avem mai multe fișiere XML în care definim resurse pentru culori, de exemplu, pentru string, cum ar fi numele aplicației, stiluri pentru teme și o să vedeți că o să avem și altele. Ca și, să zicem așa, build management, se folosește Gradle și avem două scripturi Gradle. Unul care e la nivel de proiect, din cauza că putem avea mai multe module. Noi până acum ce am discutat de modulul app. E singurul modul care se generează pentru noi de către wizard-ul de inițial. Iar în Build Grader la nivel de proiect, aici stabilim la nivel de proiect ce dependențe avem, cum ar fi dependențele de Gradle, versiunea de Gradle și dependența de Kotlin, ce versiune de Kotlin folosim. La nivel de modul avem dependențe specifice pentru Android. Aici zicem ce plugin-uri vrem să ni se instaleze de către IDE, ce versiune de Android vrem să suportăm de compilare și care e minimul, să zicem, pe care îl suportăm. Vedeți? Aici stabilim și pachetul. Deci, astea tot ce am setat noi inițial ca și, să zicem, decizii în wizard-ul de configurare se reflectă în fișierul ăsta XML. Despre asta o să discutăm pe viitor, dar mai în detaliu, dar cei mai importante sunt dependențele care le avem aici în ultima parte și aici o să avem șansa să stabilim efectiv ce versiuni
am dori să folosim pentru aplicația noastră. În majoritatea aplicațiilor, să vedeți pe care le prezint eu, o să definesc într-un fișier din ăsta Utils una sau mai multe metode de genul celei prezentate aici. Deci aici avem un extension function, se numește, extinde. E un concept care a apărut prima dată în C Sharp. Deci e un mod prin care noi putem să adăugăm o metodă la o clasă existentă. Aici adăugăm metoda numită dot.logd, care primește ca și parametru un string. Aici, de fapt, putem să-i dăm orice. Any e ca și object în Java. E un tip de date care reprezintă orice tip. Semnul întrebării după tip înseamnă că suportă și valoarea null. Deci poate fi neinițializat. Implicit în Kotlin se zice și e un limbaj null safe. Adică trebuie tratat explicit cazul când vrem să suportăm valoarea null. Implicit nu suportăm valoarea null. Și aici inițializăm cu un string, deci dacă o să lipsească, o să folosim stringul respectiv. Și ce face metoda asta? Deci se adaugă la toate clasele, deci extindem toate clasele, îi adăugăm metoda logd, care la rândul ei o să folosească log.d. Log.d e un utilitar care e disponibil în Android, folosit pentru debug și are doi parametri, un tag și mesajul pe care vrem să-l expunem. De ce e important să logăm mesaje în aplicația noastră? Pentru că aici, spre deosebire de web și aplicațiile desktop, să zicem, nu avem acces la fel de ușor, nu avem acces la device-ul utilizatorului când rulează. Și atunci trebuie să expunem prin loguri și o să vedeți la un curs viitor cum putem configura folosind niște aplicații de cloud să capturăm toate logurile de pe device și să ni le expună în build-uri debug, bineînțeles, sau în build-uri stable, cum vrem, să ni le expună nouă ca și dezvoltatorilor, ca și informații de context, să vedem ce s-a întâmplat în momentul în care aplicația, să zicem, ajunge și ne dă o eroare. Aici folosim nivelul de debug și logăm numai mesajul. În modul normal în care o să dezvoltăm, o să folosim Logcat, utilitarul acesta, o să ne conectăm la device, alegem aplicația care vrem să-i facem debug și o să, în fereastra aceasta, o să ne apară toate mesajele pe care le produce aplicația la nivelul de debug minim selectat de aici. Aici vedeți că eu deja am introdus un filtru. De regulă o să filtrăm după, folosind o expresie regulară, o să filtrăm după tag. Sunt foarte multe mesaje care o să ni se prezinte și noi o să filtrăm după tagul respectiv. Cam asta ni se generează. Odată ce avem un emulator pornit în tool-ul numit Emulator, o să putem să interacționăm cu el. Eu acum nu îl mai pornesc, o să încercați voi acasă să generați o aplicație și să o rulați, să vedeți cum interacționează și vă rog să implementați și callback-urile de aici. Tot codul pe care îl prezentăm la curs o să fie disponibil și pe pagina de GitHub a cursului. Dacă intrați pe github.com/dancojocar, sperăm că merge, da, aici, o să vedeți în primul repozitoriu care e pinned aici,
Se numește MA de la Mobile Applications și o să vedeți codul pe care îl folosim la fiecare curs. În cursul de astăzi avem My Application care l-am generat și aici în surse, în main, Java Application, o să vedeți cele două clase pe care le-am prezentat la curs. Vă rog să încercați acasă să replicați ce avem noi și în plus, ce am discutat până acum, în plus, vă rog să vă instalați Flutter și odată ce o să aveți Flutter instalat, deci să urmați pașii pe care îi prezintă Google-ul în a instala Flutter. Sper că se vede și terminalul pe care îl am. Odată ce ați instalat, vă rog să rulați Flutter Doctor ca să vă asigurați că setup-ul pe care îl aveți trece de cerințele pe care le au cei de la Flutter. Se pare că și eu trebuie să mai accept ceva licențe pe aici. După cum vedeți, dacă este vreun pas în care nu îndeplinim o condiție, ne cer ei să citim sau să urmăm niște pași ca să îndeplinim să n-am Java care trebuie instalat aici. Oricum, cred că export, să vedem, export Java Home, așa, să vedem acum. Urmăm pașii pe care ni cere, acceptăm în cazul de față niște licențe. Astea sunt mai mult din cauza de la Java, în cazul că se folosește Java, trebuie să îndeplinim să fim Java și alte librării, să fim de acord cu termenii și condițiile din licențele respective. Și dacă ajungem asemănător cu, aici trebuie, se pare că am o versiune mai veche pe mașina asta, nu mi-am dat seama, trebuie să fac update, cu Flutter update. Dar ideea e așa, că dacă avem cel puțin un IDE, cum e cazul meu aici, care are configurat și plugin-ul, eu am mai multe IDE-uri instalate aici și de aia pentru Android Studio îmi zice că nu găsește plugin-ul, nu găsește Java și aici nu, de asemenea nu găsește Java, dar în IDE-ul ăsta și în VS Code, și puteți folosi și VS Code, se găsesc, sunt configurate pentru a putea fi folosite cu Flutter. Dacă restul am trecut, putem să generăm cu Flutter create test, un nume de aplicație, test app, să generăm o aplicație Flutter. Și în câteva secunde o să vedeți că ni se generează o aplicație Flutter. Dacă intrăm în directorul respectiv și haideți să folosim Visual Studio Code, trebuie să mai fac un view pentru Visual Studio Code. Așa, nu, un pic. Capture. Unde e acum Visual Studio Code? Microsoft. Cred că asta e.
Vă rog să-mi ziceți dacă se vede pe ecran. Deci aici o să discutăm mai mult la laborator, că nu mai avem tare mult timp, dar în directorul lib avem generat un fișier main Dart în care e generată aplicația noastră. Avem un entry point numit main și folosim funcția run app și aici îi dăm un widget. Cum am zis, avem stateless widget și stateful widget. Și aici ni se creează un counter. Vă rog să generați și voi acasă aplicația respectivă și să încercați să rulați. Deci vă rog să instalați Android Studio, Flutter și să generați în Android Studio o aplicație folosind Empty Activity și să o rulați. Să vă apară Hello World pe ecran. Și cu Flutter Create, după ce ați validat cu Flutter Doctor că totul merge, cu Flutter Create să generați o aplicație sau din Android Studio, dacă vă instalați pluginul Flutter, o să vedeți că o să aveți target la New Project, să faceți un nou proiect Flutter și să-i faceți deploy și la proiectul respectiv. Cam atât. Discutăm astăzi. Dacă aveți ceva întrebări, vă rog să mi le lăsați pe chat, pe Teams sau pe e-mail. Adresa mea de e-mail este dan@ksubbcluj.ro sau dan.cojocar@ubbcluj.ro. Oricare din ele aștept și o să vă răspund cu plăcere. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper să ne vedem cu bine la laborator și la următorul curs. La revedere și sănătate!